Și acum urmează al patrulea nostru invitat, care este singurul pe care noi nu-l cunoșteam în niciun fel la fundație și atunci aveam mari emoții să-l invităm. Este vorba de Mimi Brănescu. Pot să vă spun și la el așa pe scurt despre cum este el cunoscut. Pentru mulți este Larry din Sierra Nevada, pentru cei care au văzut filmul recent. Pentru cei mai mulți probabil este scenaristul de la Las Fierbinți. Cum vă ziceam, am avut mari emoții cu el. El a răspuns destul de repede, a zis ok, atât, n-a pus întrebări, am zis wow. După care s-a mai gândit un pic și a zis wait, ce fac acolo? Nu mai vin. Dar până la urmă a venit și o să-l invit și pe el în centru aici să ne povestească. Bună seara, mă simt așa că eu am să mă așez, că într-o sectă, ca să fiu sincer și sper la sfârșit să nu mă mâncați. Eu sunt cer din Sierra Nevada, sunt cum vrei tu să-mi spui, dar mai presus de toate pentru mine sunt cel care în orășelul Ehliogară a învățat lumea care e diferența dintre scenarist și scenograf. Cea mai mare realizare a mea, după părerea mea, și nu glumesc deloc când spun asta. Mai spun și eu odată, nu știu ce caut aici, așa este. Cred că am înțeles greșit tema sau nu m-am pregătit destul de bine, ascultându-i pe cei dinainte am fost uluit. Eu încă nu m-am hotărât la o frică. Să fiu sincer, am avut și mai am toate fricile pământului. De la frica că o să mor virgin, cu asta m-am pregătit, până la frica că o să mor singur, de singurătate, fără prieten ca tata, care încă n-a murit, are 72 de ani și nu mai are niciun prieten pentru că are dreptate dacă stai de vorbă cu el. Cred că e bine ce face, dar am rămas cam singurul care mai vorbește și nu spune nici lucruri interesante. Mi-e și rușine un pic așa, m-am hotărât asupra unei teme, recunosc, nu e foarte spectaculoasă, dar a fost motorul, a devenit un motor pentru mine. Tot ce am făcut se datorează acestei frici. Recunosc că gândindu-mă bine am intrat un pic în depresie, la toate fricile astea, credeam că am scăpat de ele, dar văd că s-au reactivat acum. Și mai mult decât atât s-au upgradat, au devenit mai bune, nu știu, am descoperit altele noi pentru că eu chiar m-am gândit serios la treaba asta. Am zis, băi, niște frici, credeam că sunt un campion, am făcut niște chestii, am plecat de la un băiat de la Lehliugară, mi-am luat casa la București, s-a terminat treaba. Nu! Chiar nu e deloc așa. Nu am nimic pregătit, am vrut să scriu ceva, apoi am zis, mă duc atâmpitul și le citesc ceva scris, nu sunt în stare să vorbesc în fața lor. Am și scris niște lucruri, recunosc. Una, într-una mă dădeam mare și într-alta îmi plângeam de milă. Am citit nevastă mea și mi-a zis, du-te așa cum ești tu, mai bine dacă te-au chemat pe tine, ori știe ei de ce, ceva de genul ăsta, știi? O să afli acolo. Cea mai mare frica mea e frica de foame. Și nu glumesc deloc când spun asta. Am fost ăla în liceu care și-a luat ultimul geacă. Am făcut facultatea într-o foame maximă. Apoi am mai trăit vreo 7-5 ani cu foame crâncenă, în sensul că stăteam cu nevastă mea pe telefon și nu mai aveam pe cine să sunăm să cerem 1.000.000 de lei. Adică e un motor ăsta. Și cred că tot ce am făcut, vezi, pac, îmi plâng de milă. Cred că e important, cred că pentru mine a însemnat tot ce am realizat, dacă am realizat ceva. Acum mai vreau să întreb pe tine de ce m-ai chemat aici. Practic, pentru Larry, pentru Las Fierbinți sau ca să ne cunoaștem, ca să știu despre ce vorbesc, că efectiv n-am nimic pregătit, m-am gândit, repet, m-au luat dracii
Și am intrat ușor în depresie, sunt nehotărât, dar dreptul. Ce despre... recunosc că am venit cu o jumătate de oră mai devreme și m-am plimbat pe ei și am zis, mă duc și le spun să mă întrebe ei. E și mai simplu. Eu dacă am un renume sau dacă mi-am câștigat cuva banii, mi-am câștigat cu ajutorul dialogului. Adică dacă am o deprindere unde sunt așa mai lăudat, e asta cu dialogul. Nu știu să-mi fac niște discursuri lungi, mi-e greu să le și țin, să le și prezint, așa că aș propune, eu încerc, nu merge, schimb. Mă întrebați, avem 10 minute, nu? Întrebați-mă tot ce vreți să știți, câte vreme ei nu știu cine sunt, e mort subiectul, îți dai seama? Acum nu mai scriu. Mă bucur, da. Ideea e că eu sunt în anul de care vorbea dânsul mai devreme, de un nu prea mai fac nimic, de prin februarie. Și nu mai scriu pentru că am intrat cu fierbinți într-o vrie așa, a trebuit să câștig bani, a trebuit să-mi iau casă, a trebuit să-mi iau casă, mi-am luat casă, planul meu era să treacă neobservată munca mea, știi? E, nu, a făcut rating și a devenit o... Acum mă gândesc dacă să mai scriu televiziune, dacă să scriu teatru sau dacă să încerc un scenariu de film, e frică de toate trei pentru că eu sunt un lăutar, de fapt. Eu nu am făcut nicio școală de scris, eu sunt un actor care a început să scrie, de foame. De asta spun că motorul cu actoria se câștiga foarte prost și am virat aici, a fost o nișă, am început să scriu, nu știu de ce, nu știu, n-am avut o revelație, habar n-am dacă scriu bine, sunt sigur că și Fierbințiu a avut succes pentru că nu erau alte seriale puternice pe piață, sunt conștient de asta. Dar, pe de altă parte, sunt mândru. Da, dar nu se câștigă bani din asta, știi? Adică nu pot să scriu trei piese și să stau liniștit. Nu. Scrii trei piese, se montează, câștigi 1500 de euro pe care îi sunt căsătorit și am și un copil de 10 ani. Se duc. Bun. Mai mergem cu întrebări? Eu te-am cunoscut în magie. Da. Apropo de... Hai că ești familiar cu asta. Nu prea mai, eu vin după 5 ani de mină, ca să zic așa, am lucrat la Fierbinți 5 ani, la serialul ăsta, Las Fierbinți cu un titlu imposibil pe care îl detest eu primul, dacă tot facem așa ca la psiholog, e, mă rog, și m-am cam îndepărtat de lume, ca să fiu sincer. Te-ai întoarce la, într-o formă din asta de... Habar n-am, eu cred... Teatru de cafenea, cred că printre primele spectacole. A fost în... Acum mă dau mare. A fost, cred că înainte de Green Hours. Apoi a apărut Green Hours. Doar că noi n-am reușit. Da, Teatru Garaj se numea, pentru că noi puneam Saviana Stănescu în loc să punem texte cu oameni. Să vorbim. Tot respectul pentru Saviana Stănescu. Nu o cunosc. Te întoarce? La scenă? Da, scena asta. Mi-e foarte frică. Eu sunt un actor, sunt și actor pentru cine nu știe, care pentru unii am jucat în multe filme, pentru alții care așa, în puține, dar după toate filmele astea, multe, foarte pentru mine, eu nu știu dacă am talent sau nu. Pentru că n-am fost niciodată, nu m-a pus nimeni într-o situație pe care să nu știu să o rezolv, să mă duc acasă, să mă gândesc cu nopțile, cum să fac, cum am pățit acum, să mă bage în depresie, știi? Și habar n-am, nu e o laudă, dar mi-a fost lesne să fac tot ce am făcut, sau m-am chinuit să mă scol dimineață, sau să rămân prieten cu oamenii, să ne omorâm pe platoul de filmare, că sunt mai temperamental. Când au fost probleme, cum ar fi nu mai mâncăm azi la prânz, că nu sunt bani. Știi? Păi da, dar eu sunt student și mi-e foame. Cum ieșim din impasul ăsta? Mă rog. M-aș întoarce undeva în sufletul meu, cred că aș putea să mai fiu un actor bun. Dar nu, uite,
am avut la un moment dat o discuție cu fratele meu, care e mai mare ca mine, căruia îi datorez cam destule din așa, din ce mi se întâmplă, pentru că a fost tot timpul cu gura pe mine. La un moment dat, pe la 30 de ani, ne-am îmbătat și el s-a bucurat așa de tare de ce mi se întâmplă mie, că nici să-i pare rău. Știi că lui nu-i se întâmplă. Și mi-a zis, de așa răspica, bă, tu până la urmă ești un bou care a avut noroc. Știi? Și parcă n-aș forța norocul ăsta mai tare, aș rămâne că dacă mă apuc și de actorie ca lumea, să nu-mi iasă și nu mai vorbesc cu el deloc după aia, știi? Habar nu am, îmi place actoria, mi se pare, dar sunt emotiv, sunt destul de încurcat și nu mai văd rostul, mi se pare tot demersul ăsta. Tot ce se întâmplă cinematografic, de exemplu, și în teatru, nu duce la nimic. E ținta precisă festival unde am și fost și te duci bău și vii vacă, practic. Nu te bagă nimeni în seamă, știi? Asta am pățit eu. Am fost acum în juriu, iar am o perioadă de deschidere împins de soția mea din spate, în juriu festivalului de comedie de la Galați. Băi, fraților, e o nevoie de teatru în țara asta? Că te apuci de scris, știi, televiziune și alte lucruri. Nu interesează. Am fost cu Sierra Nevada, Hațeg, Arad, Timișoara, toate. Intrau 80 de oameni în sală, la mall-uri, și rămâneau 18. Dintre care doi erau așa și așa și restul revoltați. Care ne, ca făceam, aveam Q&A la sfârșit și te, ce să ne... Aveți vreo întrebare de pus? De ce ați făcut, domne, filmul ăsta? Nu știu, fraților, eu am jucat în câte și nu am vrut nici să fiu laș. Știi, tu, ne-am jucat în el. Unii la Hațeg am scăpat de bătaie, practic. Adică și nu glumesc, nu exagerez cu nimic când spun asta. Au fost foarte... De ce a trebuit să stau eu 3 ore, mi-a zis un nene, să văd porcăria asta de film? Bre, eu am lucrat 4 luni la ea. Dacă e să o luăm așa. Poate că-s mai deprimat un pic decât tine. Știi? Altora le-a plăcut. Puțin. Dârzi și așa pe poziție. Au zis, au fost și oameni. Am avut la Arad o scenă în care s-au certat 2 grupuri de moși, rivale. Dar chiar așa e. A sărit un ziarist local de 70 de ani, cred că avea. Nu se înțelegea bine ce spune. Era foarte revoltat, s-a apropiat de bar acolo în față și, domne, de ce? 3 ore. Aia era ideea. Ce vrei să zici, bre? De ce n-ai făcut filmul ăsta? A reușit până la urmă să ne zică? Și nu l-am făcut eu, tataie. Nu, chiar... Eu, dacă vrei să mă întreb cum am reușit să nu fac rolul sau dacă ți-a plăcut sau ce întâmplări vesele de la filmare. Cam asta te întreabă, știi? Și întâmplări vesele nu sunt. Mai ales la Puiu, știi? Acolo nu e nicio întâmplare veselă. N-ai cum să povestești, ca și cum te jignește, știi? Tu e personal. Pă bune, vrei să zic ceva vesel de la filmarea cu Puiu? Nu există așa ceva. Ceva dramatic, trist. Și au sărit alți oameni în vârstă cu gura și l-au... Bă, tu ești cu politica, au dat-o pe ceva, l-au dat afară destul din vorbe, așa? Și au rămas ei, acum îmi părea rău și că era totuși unul care stătuse până la sfârșit și au rămas ăștia doi să ne spună, nouă ne-a plăcut. Dar unul dintre ei a zis, eu sunt socrul lui Bughi, care Bughi joacă în film. Știi? Și așa că... Nu știu dacă m-aș întoarce pe scenă sau să-și mai face actorie. Dar... Mă rog. Vezi, merge mai bine cu întrebări. Auzi, acum apune, vreau să întreb și eu. Cu ce vă ocupați voi, de fapt? Fără mișto. Da. Ce faceți voi? N-am înțeles. Ce faceți voi aici? Pântuneric cu astea în ochi, vin niște oameni să se bâlbâie și ce? Care-i faza? Promovați ce? Jurnalismul și non-ficțiunea. Sunteți blogări? Pot să zic ceva rău despre blogări? E locul? Așa. Bun, am o problemă și poate mă lămuriți voi. Să termin imediat. Nu mai zic dacă e repede, hai. Mă deranjează chestia asta. Eu fac un lucru
și tu blogger, tu X, scrii despre ce am făcut eu. Rău, personal. Aș vrea să am posibilitatea să scriu și eu despre tine cum ești ca contabil blogger fiind. Știi? Că ești de căcat, că faci lucruri nasoale, că faci balanța, te chinui cu ea, că ai o nevastă, că acolo ajung, știi? La, pe mine m-a deranjat cel mai tare, m-a confuzat când mi-au spus unii, unul că iar apare mă ăsta, căcatul ăsta în toate filme, în șe, care seamănă cu Hagi. Mie îmi place Hagi, dar tot ce spusese până atunci era de rău, știi? Scuză-mă că te-am luat pe tine, mă găs și eu așa de cineva. Bine, mulțumesc frumos! Nu mai vin!